Zona din fața porții de acces pe proprietatea privată a unui de afaceri român Ion Țiriac a fost împânzită sâmbătă dimineața de mistreți care au jucat tenis. Nu este vorba despre o glumă, ci despre protestul organizat de reprezentanții unor ONG-uri și de voluntari sâmbătă la Balc. Membrii Vier Foten și voluntari au jucat tenis la porțile Conacului. Trei dintre aceștia s-au costumat chiar în porci mistreți, în speranța că îi vor convinge pe invitații miliardarului român să nu mai vâneze. Și-au afișat mesajele chiar și pe pancarte, în limba engleză, în speranța că musafirii vor face cale întoarsă sau se vor apuca să joace tenis, așa cum au făcut și protestatarii întreaga zi în fața domeniului de vânătoare. Nu este prima dată când se organizează un astfel de protest și în anii trecuți, Fundația pentru Protecția Animalelor a încercat să boicoteze vânătoarea. Așa cum de 3 ani de zile venim în fiecare an, anul acesta am venit cu același mesaj, care este unul foarte simplu: Stop Killing Play Tennis. Este un mesaj adresat domnului Țiriac și invitaților săi, care sunt unii dintre cei mai importanți oameni de afaceri ai Europei. Mesajul este foarte clar: noi suntem o fundație pentru protecția animalelor, deci vom milita întotdeauna pentru viața animalelor. Dorim ca domnul Țiriac să înceteze acest sport, care de fapt nu este un sport, este doar un eveniment în urma căruia 200 de animale sunt omorâte. Mai mult decât atât, deputatul independent Remus Cernea a chemat un echipaj de poliție pentru a efectua cercetări, pe motiv că pe proprietatea miliardarului s-ar încălca mai multe legi. Deputatul a încercat să intre pe proprietate, însă nu i s-a permis accesul. Le-am adresat rugămintea de a-mi permite să intru odată cu echipajele de poliție care au venit la chemarea ONG-urilor și a mea. O astfel de vânătoare în stilul La Goană este o vânătoare condamnată de codul de etică vânătorească. Este un tip de vânătoare care, așa cum spuneam, nu lasă nicio șansă animalelor. În mod normal, un vânător, când merge în pădure, caută urme, încearcă să găsească animalul, așadar animalul are o șansă și poate să scape. Ori ceea ce se întâmplă aici, într-un țarc, animalele practic sunt condamnate. Protestul iubitorilor de animale nu a părut să-i deranjeze, însă pe vânători, care și-au continuat activitățile, motiv de socializare de altfel și probabil de încheierea unor afaceri. O surpriză neplăcută i-a așteptat însă la ieșire, unde protestatarii au turnat vopsea roșie pentru a le murdări cauciucurile celor care intrau sau ieșeau pe poarta fondului de vânătoare. Carnea mistreților vânați la Balc a fost donată caselor de bătrâni și de copii din zonă.